Relatând istoria tragică prin care trece de ani de zile familia sa, Ana nu-și poate stăpâni lacrimile. Fetița ei, Laura, care are acum 10 ani, s-a născut perfect sănătoasă. La vârsta de 5 luni, fetița a făcut o bronhopneumonie și a ajuns la spital. Timp de câteva zile, copilului a fost administrat antibiotic, dar tratamentul nu a ajutat-o. Fetița se simțea tot mai rău. Ulterior, tratamentul a fost schimbat. Seara după ce i-au pus injecția aceasta, fetița, la orele 2 de noapte, a început să se facă ca un covrig. Adică a început să se încordeze. M-am speriat. Eu nu știam ce e asta, convulsii. Am fugit să cer ajutor de la medic. Medicul, adică, a văzut-o și mi-a spus că posibil să aibă curmături la burtă. Adică să mă duc să-i fac un masaj. La orele 3-4 dimineața am început să închid ochișorii brusc, să se învinețească la guriță. A început foarte tare să se încurbeze mânuțele, piciorușile. Dimineața medicii au constatat că situația este gravă și au transferat copilul la reanimare. Fetița s-a aflat 7 luni în comă. Ulterior, copila și-a revenit, dar medicii au constatat că dezvoltarea creierului a fost grav afectată. Până la vârsta de 5 ani, fetița făcea convulsii și era alimentată cu seringa. Mai târziu, după un tratament, convulsiile au dispărut, iar Laurei au început să-i se facă procedurile necesare. Odată la 2 luni, 10 zile, toate investigațiile, masajul, electrofareză, gimnastică, absolut parafin, totul. Laura se simte de la procedurile este, am văzut că mult mai bine. Familia este una modestă și nu are posibilități financiare pentru un tratament adecvat și costisitor peste hotarele țării. De aceea a apelat la oameni de bună credință, iar în urmă cu ceva timp s-a reușit colectarea sumei de 10.000 de euro pentru tratamentul Laurei în Turcia. Am mers mai departe, să fie mai bine pentru ea. Adică să mă simtă, să mă vadă, să zâmbească. Eu multe schimbări am văzut după prima intervenție care am făcut-o noi la Turcia. Acum, pentru o nouă intervenție, terapia cu laser, familia Laurei are nevoie de ajutor financiar. Am programat să plecăm iarăși la procedurile aceste, intervențiile este la Căpucean. Pentru asta avem nevoie iarăși de 6.000 de euro, adică cu totul, cu drum, cu traducător, plătit totul, absolut, cazarea, totul. Noi am reușit să strângem, avem 3.000 de euro, adică mai avem nevoie de 3.000 de euro ca să plecăm. Noi peste 2 luni, o lună, jumate, noi trebuie să plecăm iară. Mi-au promis măcar să iei pe funduleț și adică să mă vadă, să-mi zică mamă și cât de puțin, măcar un pas, doi să facă, adică să nu stai la pat. Toți cei care doresc să o ajute pe Laura pot transfera donațiile pe conturile bancare deschise pe numele mamei Ana Mursa sau pot apela pe Ana la numărul de telefon 068 755 866.